Nu. Lovitură de colț al lui Cătălin Munteanu, execută scurt pentru Torje, a încercat Torje să scape și reușește, este în careu Torje, mingea obținută de Ologu. Intervenție curată a lui Ologu, destul de riscantă, o alunecare în careu, rămâne însă mingea la dinamoviști. Adrian Cristea, o pasă pe care a simțit-o Stanca și a ieșit la timp, încearcă să-l pună în cursă pe Dina. Sunt atenți însă fundașii dinamoviști. Bordeanu. Pentru prima oară în această partidă l-am văzut pe Andone la marginea terenului făcând semn calm, calm. Pregătiți probabil pentru penaltiuri dinamoviștii, din moment ce Andone invită la calm. Stanca prinde lângă Andrei Cristea, un pui de offside la Cristea. Hai Costea. Pasă în careu, minge scoasă de Dina, Costea în careu, ocazie imensă pentru Craiova. Șutul lui Mihai Costea a trecut foarte puțin pe lângă bara porții lui Doha. Revedem faza Craiovei, neglijentă apărarea lui Dinamo, depășită foarte ușor de Costea. Anesteziați fundașii dinamoviști de acest 1-2 și preluarea senzațională a lui Mihai Costea pe lângă Dragoș Grigore. Foarte aproape Craiova de 2-1. Replica lui Dinamo, Torje. Miguel Bărboianu, Torje încearcă să-l depășească. Revine Bărboianu. Torje joacă din nou 1-1, nu are altă soluție. Continuă Torje. Mingea ajunge la Adrian Cristea. Giacari Giacone, Bordeanu, Bordeanu cu o pasă, Cătălin Munteanu cade, însă nu se poate da lovitură liberă. Se joacă pe contre. Tănănaie, Dorel Stoica, Stoica schimbă partea. Logu și Bărboianu. Din planul este însă câștigat de Bordeanu în fața lui Mihai Costea. Țipă de pe bancă Victor Pițurcă. Nu și-a băgat fiul la meciul cu Dinamo după ce a fost fluierat de fanii olteni la ultima partidă de campionat pierdută pe teren propriu cu Oțelul Galați. Și Florin Costea a rămas pe bancă la primul meci în care a fost rezervă pentru Craiova. Preluare foarte bună, reușită de Torje. A fost însă lângă el Bărboianu și i-a suflat mingea. Se îndreaptă către penaltiuri această partidă. Încă 7 minute. Revedem faza la care Dragoș Grigore a ratat mingea și șutul milimetric a trecut pe lângă poarta lui Dolha. A căzut în genunchi Neagoe. Neagoe. Oltenii din nou în atac. O centrare la care Dolha nu se întrebuințează foarte mult. Cone riscă. Mingea ajunge însă la Moții. Ziedia bate. Adrian Cristea. S-a scurt pentru Cătălin Munteanu. Prea mulți fundași ai Craiovei pentru cei doi atacanți ai lui Dinamo, încolțiți bine Torje și Andrei Cristea. Adrian Cristea. Torje este în stânga și mingea se duce către el. Torje 1-1 cu Dănănae. Foarte puternic Dănănae, sau cel puțin pentru Torje a fost puternic. Reușit să-l blocheze. Astfel de pase geniale așteaptă Andone de la Adrian Cristea. A reușit una acum pentru Torje. N-a profitat însă deloc de ea. Cel mai scump jucător pe care l-are Borcea la Dinamo, 5 milioane de euro. Valeri Căgăman lasă mingea pentru Dănănae. Încă 5 minute. Oltenii încearcă să țină mingea cât mai mult. Au avut o ocazie foarte mare ceva mai devreme.
Bărboianu pentru David Lopez. Dorel Stoica încearcă să găsească o soluție. Dinamoviștii au închis însă foarte bine acum. David Lopez lasă mult mingea în spate. Îi pasează acum lui Valei Căgăman. Dorel Stoica. Pasa lungă lui Stoica. Aleargă Ologu. Bordeanu trimite cu capul direct la Dolha. Moții. Ziedi abate. Suporterii dinamoviști sunt în picioare în aceste momente, încearcă să-și impulsioneze favoriții să termine meciul măcar în 120 de minute. Dragoș Grigore pentru Adrian Cristea. Cătălin Munteanu este în stânga, primește Ziedi Abate. Cătălin Munteanu încearcă pentru Ziedi Abate, a venit cu el Firțulescu și a reușit recuperarea. Ziedi Abate aleargă foarte mult. Găman. Presat Găman, reușește o pasă, vine emoții. Firțulescu pentru același Găman. Se retrage și Ziedi Abate și pressingul dinamovist nu mai atât de agresiv. Nici o echipă nu mai are tupeu în acest moment, nu riscă nimic. E și normal să se întâmple așa. Costea, pasă foarte bună trimisă de Costea, intervenție excelentă a lui Bordeanu, a fost și offside. La pătrunderea lui Ologu. Se execută repede. Bordeanu pentru Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu a plecat Andrei Cristea. Lângă el David Lopez, pasă pentru Torje, în care Torje! Stanca a reușit să respingă, unghiul era foarte, foarte mic, greu să dai gol pe acolo. Dinamoviștii au reușit în doi să creeze panică în careul Craiovei. Minutul 117. Nu cred că a fost o mutare foarte inspirată pentru Pițurcă cu David Lopez. Firțulescu se bate cu Ziedi Abate, nu este corner. Revedem ocazia lui Torje, depășit foarte ușor David Lopez de pasa lobată trimisă de Andrei Cristea și apoi șutul din volea lui Torje. Bordeanu traversează terenul, Cătălin Munteanu, Adrian Cristea. Adrian Cristea, pasa este pentru Torje, din nou Torje pe partea dreaptă, lângă el Bărboianu, Torje centrează, ba nu, a șutat puternic în fața porții. Din nou Stanca, foarte bun, Dorel Stoica încearcă să pornească un nou contraatac al Craiovei, mingea se duce către Dina, Dina în careu, Dina, ocazie mare pentru Craiova, încă una. Multe ocazii ratate în prelungiri de Craiova, două mari, Mihai Costea și Mihai Dina. Revedem șutul lui Dina de lângă Dragoș Grigore. N-a fost chiar așa aproape de poartă, dar a tras dintr-o poziție foarte bună Dina. Cone pentru Bordeanu, așteaptă Cătălin Munteanu. Dragoș Grigore depășit în ambele faze despre care vorbea Andrei în această repriză de prelungiri. Ziedi Abate. Cătălin Munteanu din nou cu pasa către Torje. Bărboianu însă s-a prins de data asta. Urcă Bărboianu. Greșesc Oltenii și este șansă de contraatac pentru Dinamo. Adrian Cristea pasează pentru Andrei Cristea, foarte atent din nou Valerică Găman, intervenție excepțională reușită de Găman. Dovedește o maturitate în joc extraordinară acest Găman, din nou pasa lui Dorel Stoica de această dată neinspirată. Foarte posibil să-l vedem și pe Găman la națională, la meciul de miercuri dintre Italia și România, amicalul transmis de Pro TV miercuri seară de la 21:30. Aici se încheie
120 de minute, 1-1 Ștefan cel Mare, Dinamo, Universitatea Craiova, tensiune maximă în acest moment. Totul se va decide la lovituri de departajare. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru într-o partidă Dinamo Craiova în Cupa României, în 1990, pe stadionul Lia Manoliu a fost atunci. Dinamo Mici s-au calificat în final la mijlocul terenului. În privința executanților și a porții unde se vor executa loviturile de departajare, în dreapta sunt oltenii, galeria oltenilor, iar în stânga cea dinamoviștilor. Cine va avea mai mult sânge rece la penaltiuri? Ce fortar va fi eroul de la penaltiuri? Dolha sau Stanca? Doi portari cu experiență, doi portari care au avut intervenții bune în timpul meciului. 1-1 după 120 de minute, Dina și Cătălin Munteanu sunt marcatorii. Pițurcă foarte îngândurat pe marginea terenului. Emoții mari cu siguranță are însă și Antone. N-ai cum să nu ai la penaltiuri. Oltenii și dinamoviștii se alege poarta la care se bate spre peluza Cătălin Hâldan. Dinamoviștii sunt primii care bat. Andrei Cristea față în față cu Stanca. Sunt zeci, poate sute de spectatori care se îndreaptă spre acea parte a tribunei pentru a vedea mai bine aceste lovituri de departajare. Andrei Cristea, golgeterul campionatului în sezonul trecut, față-față cu Răzvan Stanca, capitanul lui Dinamo, foarte concentrat. Andrei Cristea, gol! Este 2-1 pentru Dinamo. A bătut foarte bine Andrei Cristea. S-a dus Stanca pe minge, însă n-avea nicio șansă să o scoată. Iată reluarea. Execuție ca la carte și bucuria dinamoviștilor rezervată oarecum. Celălalt capitan execută. Valerii Căgăman. Dolha. Găman se îngreaptă spre minge. Găman! Apără Dolha! Apără Dolha! Intervenție foarte bună a lui Dolha. E drept că și Valerii Căgăman a bătut destul de slab. A ezitat. Și parcă a dat cu piciorul în pământ. Autorul golului din minutul 67, Cătălin Munteanu, este următorul executant pentru dinamoviști. Un jucător de 21 de ani pentru Craiova, până acum doi jucători dinamoviști cu foarte mare experiență. Să vedem ce va face Cătălin Munteanu, față în față cu Stanca. Cătălin Munteanu! 3-1 pentru Dinamo! A bătut perfect Cătălin Munteanu. Mult mai sigur până acum dinamoviștii la loviturile de la 11 metri. Nici o șansă pentru Stanca. Bărboianu următorul, executant pentru Universitatea. Ștefan Bărboianu. Și el doar 22 de ani. Bărboianu, pare! Din ce în ce mai mari șanse pentru Dinamo de calificare în semifinalele Cupei României Timișoreana. 2-0 la penaltiuri. Urmează Adrian Cristea pentru dinamoviști. Foarte, foarte aproape Dinamo de semifinale. Craiova a ratat primele două penaltiuri. S-a lăsat pe spate Bărboianu.
Toți jucătorii Craiovei sunt în genunchi undeva la mijlocul terenului. Adrian Cristea față în față cu Răzvan Stanca. Penalti extrem de important, lovitură de departajare extrem de importantă. Dar ce oameni importanți a avut la penaltiuri Dinamo. Adrian Cristea, gol! 4-1 pentru Dinamo. Urmează un loc cu puștii lui Pițurcă, trimiși la ghilotină, practic. Probabil că pe Dorel Stoica îl păstrase pentru ultima lovitură Victor Pițurcă. Nu cred că se va ajunge însă acolo. Ologu bate, Ologu, gol! Primul gol al Craiovei la penaltiuri. Urmează Bordeanu. Găman și Bărboianu au ratat pentru Craiova. Gol frumos marcat de Ologu. Execuție bine plasată. Un gol al lui Bordeanu ar încheia conturile. Își face cruce Bordeanu față în față cu Stanca. Bordeanu apără Stanca! Apără Stanca! Olterii sunt în viață! Se păstrează tensiunea în Ștefan cel Mare până spre final. Stanca reușește să apere o lovitură. A bătut slab, foarte slab Bordeanu. Iată pe Antone supărat pe execuția lui Bordeanu. Mihai Costea, vin și oamenii experimentați ai Craiovei. Mihai Costea a bătut multe penaltiuri pentru Craiova. Costea trage în Doha și aici s-a terminat. Dinamo este în semifinalele Cupei României Timișoreana. Se califică la penaltiuri în fața puștilor lui Pițurcă de la Craiova. Dinamo se califică mai departe. Un meci foarte, foarte tensionat, așa cum suntem siguri va fi și partida din Giuleș de mâine seară, 20:45 la ProTV, Rapid Steaua. De la ora 17 pe sport.ro este celălalt sfert de finală din Cupa României Timișoreana, CFR Cluj, Gloria Bistrița, atât din Ștefan cel Mare. Ioan Alexandru și Andrei Rădulescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!